Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Bezei Live. Ne aflăm într-un sezon în care alergiile dau semnale din ce în ce mai mult. Acele persoane cu sensibilitate la anumite plante, la polen, la praf, dar simt simptomele alergiilor. Dar unii dintre noi confundăm adesea aceste alergii cu anumite afecțiuni din sfera ORL. Cum delimităm aceste diferențe? Cum ne dăm seama că, de fapt, o alergie nu e chiar o alergie? Discutăm cu invitatul meu de astăzi, domnul profesor dr. Dan Mârțu, medic primar ORL. Bună dimineața, domnule profesor doctor! Bine ați revenit la noi! Sărut cu inimile! Bună dimineața tuturor telespectatorilor care și-au făcut timp să se uite la această emisiune. Ați ales un subiect foarte interesant și chiar din discuția dinaintea emisiunii, ați observat un lucru care este evident, și anume că alergiile câștigă tot mai mult teren. Da. Mai multe explicații sunt în acest domeniu. Apoi, legat de subiectul care mi l-ați propus, să știți că alergiile există în cadrul afecțiunilor ORL și coexistă cu afecțiunile ORL, încât este dificil de multe ori să diferențiem între o afecțiune pur ORL, care își are etiologia într-o altă parte, de o afecțiune în care se intrică și alergenul și alergia. Acum, e normal să fie afectat această specialitate, pentru că alergenii pătrund prin trei porți de intrare. Cea mai frecventă, dacă vreți, este calea respiratorii. Deci ei pătrund prin cavitățile nazale și bucale. Și o altă cale este reprezentată de tubul digestiv, deci prin alimente. Da. Și o a treia cale este cea cutanată. Deci vom avea alergii respiratorii, ca să le spunem așa, ORL, da, sfera aparatului respirator, alergii digestivi, alergii cutanate, dar uneori ele se intrică. Uh-huh. Și lucrul ăsta nu este deloc avantajul persoanei respective. Acum, alergia este o reacție față de un alergen. În bună măsură, alergia este datorită pătrunderii alergenului pe una din aceste căi. Din fericire, organismul uman a dezvoltat o imunitate înnăscută. Imunitate înnăscută dobândită în decursul a zeci de milenii și, dacă vreți, a zeci de forme de viață anterioare celei umane. Pentru că, prin absurd, de exemplu, dacă am expune o persoană pe un alt pământ, în alte condiții, puțin probabil că ar supraviețui datorită faptului că ar întâlni niște alergeni cu care noi nu suntem obișnuiți. Dacă vreți, corect, exemplu practic s-a întâmplat în momentul când spaniolii au colonizat America de Sud și majoritatea populației de acolo au murit ucisă sau datorită pojarului, care ei nu îl rujeoli, care ei nu îl aveau. Deci, din fericire, pentru majoritatea dintre noi, avem lucrul ăsta moștenit. De la, dacă vreți, mămica și tăticul și din zeci milenii de generații. Acum, de ce sunt mai frecvente? Cum foarte bine ați observat. Vedeți, dumneavoastră, ce se întâmplă? Cum vine persoana respectivă în contact cu alergenul? Păi vine direct în contact cu alergenul. Vedeți care este populația care trăiește în oraș, în condiții speciale acum. Speciale atât datorită microclimatului, cât și datorită condițiilor din mediu, față de populația care era în urmă cu 50-100 de ani. Să știți că acum 50
ca să nu mai spun de acum 100 de ani, erau cu mult mai puține alergii. Da. De ce? Pentru că persoanele respective veneau de mici în contact cu diversi alergeni. Da. Și se imunizau. Acum copilul este crescut în condiții speciale și sigur că apărarea lui devine mai precară. Deci, e foarte interesant că cu cât se dezvoltă societatea, cu cât dezvoltăm mijloacele de apărare, cu atât cumva devenim mai expuși. Uitați și cazul antibioticelor. Da. Vedeți, tehnica de obținere a unor antibiotici din ce în ce mai performante s-a dezvoltat foarte mult. Mm-hmm. Ciudată însă că microbii, acești nenorociți care sunt fără oprire, fără creier, fără, își găsesc mijloace de apărare și chiar de rezistență, încât asta a devenit una din marele probleme ale antibioterapiei secolului nostru. Revenind la alergie. Acum, dacă vreți, alergia poate să determine simptome ușoare, simptome severe sau simptome foarte grave. Este vorba de șocul anafilactic. Da. Acum câteva luni, chiar în ziarul dumneavoastră, sau mă rog, în presă, a apărut cazul, cred că, unui medic, stomatolog, care a fost ucis de un roi de albine care l-au înțepat, au încercat să-și salveze copilul și ce a făcut? A făcut șoc anafilactic. Da. Ei, asta este reacția extremă a organismului la șocul anafilactic. Însă, de obicei, simptomele sunt mai, în marea majoritate a cazurilor, sunt mai blânde. Și acum, nu știu, să vorbesc în general sau... În sfera ORL, pentru că, vă spun cu sinceritate, am cunoscuți care acuză aceste secreții, da? Nazale sau urechi înfundate și ei spun că sunt alergii, merg la alergolog, spun nu e alergie, e o problemă din sfera ORL sau invers. E normal să fie așa, pentru că simptomele sunt întru totul și întru totul asemănătoare. Momentul actual este momentul înfloririi. Da. Și apare și polenul. Și alergia la polen, alergia sezonieră, este foarte răspândită în această perioadă. Cred că cam 25% din populația Europei este sensibilă la polen. La alergie. Și simptomatologia seamănă, dacă vreți, cu simptomatologia într-o rinită. Exact. Rinita presupune o inflamație microbiană sau mai frecvent virală a mucoasei nazale. Uh-huh. Deci, și într-o situație și într-alta, ce avem? Avem rinorei, adică secreții nazale. Da. Este dificil de a diferenția, mai ales în primele stadii, rinorea din alergie de rinorea din rinită. Dar totuși rinorea din alergie este mai apoasă, chiar oarecum albicioasă. Greu de diferențiat, mai ales pentru o persoană care, mă rog, vine pentru prima dată în contact cu așa ceva. Un al doilea simptom este obstrucția nazală. Persoana respectivă nu poate să respire prin nas. Este o senzație teribil de neplăcută, o senzație care în timp determină probleme chiar în activitatea cotidiană, pentru că este foarte dificil, de exemplu, în cazul unui profesor să meargă la... Totul sunt în grevă acum. Da. Să meargă la cursuri, la școală și să vorbească elevilor în condițiile în care el nu poate să respire. Și la asta se mai adaugă și
durerea de cap și o stare de nervozitate. Da, că nici nu, creierul nu se oxigenează exact, cum trebuie și apare și acea senzație că te sufoci, că nu ai aer. Apare o senzație... Și atacul de panică uneori. Exact, o senzație total neplăcută de la o banală... Da. Un banal simptom. În nas fond, înfundat. Cel mare lucru, nu ai decât să respiri pe gură. Păi uite că nu e chiar așa. Uh-huh. Un alt simptom care este, este strănutul. Uh-huh. Strănutul sau tusea. Aici apar unele diferențe, pentru că strănutul în alergii este în salve, survine brusc și repetat, pe da. Când strănutul dintr-o rinită este mai rar și oarecum diferit. Apare o perioadă de timp între interesant. Un alt simptom care le diferențiază este congestia conjunctivelor. Deci ochii sunt roșii, inflamați și sigur că se observă lucrul ăsta în alergii. Da. În rinită mai puțin sau deloc. În rinită nu se întâmplă așa ceva. Dar când lăcrimează ochii, domnule profesor doctor? Când e vorba de o alergie sau când e vorba de... În alergii. În alergii. În alergii. Un alt simptom care există este, dacă vreți, o stare de subfebrilitate sau chiar febră care apare în rinita microbiană sau virală. Care nu se întâlnește în alergii. Și desigur că și o influențare a stării generale, pentru că în general când ești răcit, da. Cum se spune, nu te simți chiar în deplinătatea forțelor tale. Cam astea ar fi simptomele care le-ar diferenția. Acum, sigur că asta este ceva empiric, da. Ceva care ține de, mă rog, o senzație mai mult sau mai puțin subiectivă a persoanei respective sau chiar acelui care examinează persoana respectivă. Dar, pentru un diagnostic corect, există metode mai obiective. Exact. Una din acestea ar fi examenul clinic. Și în alergie se constată o congestie oarecum violacee, albicioasă a mucoaselor nazale și o congestie conjunctivală. Pe când în rinită, doar congestie și edem. Uh-huh. Edemul este foarte important pentru că alergenul determină topirea, dacă vreți, chefierea, hai să spunem așa, a țesutului conjunctiv care formează, între altele, și epiteliul capilarelor, a vaselor mici de la nivelul mucoasei nazale. Uhum. Atunci ele devin permeabile și de aici secrețiile acestea abundente și evident neplăcute care nu pot fi controlate și tot edemul determină și obstrucția nazală, cel puțin în primele faze. Asta apropo de examenul clinic, dar sunt și teste. Teste cutanate care se pot face în ideea că persoana respectivă care trebuie să fie foarte atentă la ce s-a întâmplat cu dânsa în ultima vreme. Pentru că interogatoriul într-o alergie este foarte important. Uh-huh. Alergia nu apare cel puțin această sezonieră oricând. Ea apare legată de un anumit moment, într-un anumit timp și dacă vreți, dacă persoana are un istoric, ea se repetă din an în an. Pentru că mai există și o alergie care nu este periodică, este așa numită alergie aperiodică, care este declanșată de diferite diferiți alergeni. Și aici foarte important este praful. Da. Acum trebuie să facem o distinție între praful de pe stradă și praful din cameră. Vedeți cu praf. Păi nu e același lucru. Pentru că praful din cameră își datorează în bună măsură partea de alergie, faptului că în el se găsesc tot felul de, mă rog, organisme microorganisme foarte urâte da. Și foarte ciudate,
dacă are cineva curiozitatea să intre pe internet și să vadă ce noștri găzduiește pielea noastră, ei, particule din aceste proteice, din aceste microorganisme, din descomarea pielii, umplu aerul din cameră. La asta se adaugă pernele, care de multe ori sunt în puf, eu știu, diverse păr de la animale sau, mă rog, deci îi diferiți. Și această rinită sau alergie este aperiodică. Ea apare legată de un anumit alergen care trebuiește exclus, individualizat. Uh-huh. Și este foarte dificil de găsit care este alergenul de cele mai multe ori, pentru că eu m-am referit acum doar la aer. Dar da, în cazul acesteia putem vorbi și de alergen pe cale alimentară. Exact. Și să vă dau câteva exemple. O să vină la putere roșiile, o să căpșunile. Da, vai, un chiar mare roșiile, alergen, cum am spus mai înainte, da, ouăle, laptele, de asemenea ananasul. Sunt o mulțime de fructe. Și fructele de pădure, unele fructele dintre de pădure care pot fi alergice. Da. Și pot determina mai mult sau mai puțin, în cunoștință de cauză, simptome care variază. De obicei, astea au simptome digestive, da, simptome digestive, dar nu neapărat, pentru că pot să fie intricate. Ca să nu mai vorbim de alergiile încrucișate, uh-huh, în care se adaugă un alergin care îl potențiază pe altul și atunci lucrurile sunt complicate și destul de dificil de tratat. Da. Deci, un alt test care se poate face sunt așa numitele teste cutanate. Și anume, se ia alergenul respectiv, se pune pe antebraț și o picătură și se face o înțepătură. Și se vede dacă pielea se înroșește, da, atunci înseamnă că persoana este alergică la antigenul respectiv. Un alt test este mai profund, în sensul că se injectează substanța intradermică, este testul prick. Și tot la fel, dacă și aici intră o serie și de medicamente, să știți, mm-hmm, pentru că de multe ori devenim alergici, da, la medicamente din diverse cauze. Eu am devenit alergic, de exemplu, la un medicament, pentru că n-am fost atent și am luat un medicament expirat. Au. Și fiind medicamentul respectiv expirat, mi-a provocat alergie. Deci să fim atenți și la medicamentele expirate, pentru că... Și sunt foarte importante, pentru că... De multe ori spunem că doar nu-și face efectul, dar se pare că... Sunt foarte importante, pentru că dacă o alergie, să spunem, respiratorii se manifestă în decurs de, eu știu, minute sau câteva ore, o alergie alimentară sau o alergie medicamentoasă se poate manifesta mult mai târziu și cu efecte mult mai generale și mult mai neplăcute. Deci trebuie important să fim deosebit de atenți. Bun. O întrebare... Și teste, da, sanguine, și cu asta am terminat, da, care sunt de competența medicală. Alergologului. Da. Domnule profesor doctor, acum vedem tot mai multe persoane că odată cu această senzație de nas înfundat, merg singuri în farmacie, își achiziționează acel spray nazal. Nu contează, au văzut ei o reclamă, au auzit la colegul, la vecinul și sunt multe tipuri de spray-uri nazale. E, unii dintre ei folosesc o perioadă îndelungată și aici fac corelarea între alergie și problemele din sfera orele. Ei spun că, domnule, e o alergie și folosești spray-ul ăsta pe perioada aceasta că e o alergie și ulterior își fac singur rău și chiar dobândesc o afecțiune în sfera ORL, pentru că ei au rănit o zonă care nu avea nevoie de spray-ul. Acum, cum să vă spun, indiferent ce îi spun eu aici, obiceiul ăsta nu o să dispară. Pentru că... Dar așa care sunt riscurile, că până la urmă sunt riscuri. Pe de o parte. Și pe de altă parte este mai mult mai comod, da, să te duci la farmacie și bine ar fi măcar să ceară sfatul farmacistului. Exact. Care dacă este o persoană avizată, acum nu mai știu care este statutul farmaciștilor. Dacă
șeful farmaciei sau, mă rog, ăsta precis are facultate. Deci da. E bine să se discute cu o asemenea persoană. Dar cred că și persoanele din jur au suficiente cunoștințe ca să îndrume cât de cât pacientul. Acum, revenind la ce mi-a spus dumneavoastră, nu vreau să dau nume de medicament, pentru că, mă rog, așa e poate influențăm și nu. Însă, un medicament din această categorie, dacă este folosit vreme mai îndelungată, își pierde efectul, ba mai mult. În loc să, după o primă perioadă în care retractă mucoasa nazală, acum ce se întâmplă? Să descriu puțin fenomenul. Exact, ca să înțelegem. Exact. La nivelul fosilor nazale, ne închipuim două camere despărțite de un perete. Opus acestui perete sunt niște excrescențe. Dacă vreți, le asimilăm în cameră cu caloriferul. Aceste excrescențe sunt foarte importante. Se numesc cornete. Superior, mijlociu, inferior. Când este frig afară, cornetele își măresc volumul, încălzesc aerul inspirat și ne oferă o senzație de confort. Pentru că este dificil în momentul când e minus 20 de grade să primim un aer la minus 20 de grade. Îl primim la o cu tot o altă temperatură datorită acestui sistem de încălzire a aerului printr-o vazodilatație puternică a cornetelor. Când este cald, dimpotrivă, cornetele se îngustează, restrâng, devin mai mici. Ei, jocul ăsta mare-mic, la un moment dat determină ruptura fibrelor elastice. Așa. Ei, ruptura asta este foarte frecvent asociată cu folosirea unora din aceste medicamente. Și atunci, fenomenul care se întâmplă este că cornetele devin hipertrofice, devin mari și nu mai se retractă sub acțiunea factorilor antiinflamatori. Și atunci trebuiesc operate. Dar, atenție, și aici am să pomenesc un caz care pe mine m-a supărat cumva, mai ales că baba persoanei respective este un medic reputat din Iași. Un copil, un tânăr, cu asemenea hipertrofie, a făcut o reducție a cornetelor, nu vreau să spun mai mult, pentru un procedeu foarte, foarte modern. Da. Și care, practic, le-au anihilat. Și ceea ce se întâmplă este teribil. Discutam cu un coleg, apropo, din București, că m-am consultat și eu, domnule, ce ar fi de făcut în asemenea situații? Și, mă rog, mai bine nu spun. Deci, situația este foarte neplăcută, pentru că, vedeți, flecuștețul ăsta de, nu știu, țesut, care se află în nas, ia că devine foarte important. De aici revin la întrebarea dumneavoastră. Și anume că este bine să se consulte un medic. Pentru că gama de produse este extrem de variată. Și vă spun că aproape în fiecare lună apar câte unul sau două produse noi. Sincer, nici eu m-am obișnuit cu câteva din ele pe care le recomand, pentru că știu că sunt verificate. Ori mai fi și altele care probabil au apărut acum 3 zile sau 5 zile. Da. Această hipertrofie a cornetelor poate duce la această senzație permanentă de nas înfundat? Da. Care e soluția? E această operație de îngustare, de micșorare sunt a cornetelor? Soluții care în principal constă în această tendință de reducere a cornetelor, dar atenție! Să nu se taie, să nu se distrugă, să nu se termine mucoasa de la nivelul cornetelor. Aceea este esențială. A miezului, structura internă, da. Dar ceea ce învelește cornetul, da?
Trebuie păstrat. Și atunci sunt foarte multe. Că o parte din ele chiar mai și taie din această mucoasă, când ea atârnă și este foarte... Dar atenție! Lucrul e o operație extrem de banală. Eu sunt convinsă de aia și... A făcut mii de asemenea operații. Și oricine poate să o facă. Oricine poate să o facă. Dar atenție la ce am spus. Bun. Și la persoana care se duce, atenție unde se duce. Pentru că nu întotdeauna... Doamne, a apărut acum o modă. Eu vreau operații la... Aveți laser? Păi, atunci, la revedere. Nu mă operez decât cu laserul. Doamne, corect. Laserul a determinat o evoluție importantă în medicină. Dar hai să fim serioși. Nu toate operațiile se fac cu laserul. La fel și cu coblația, la fel și cu alte tehnici. Deci, persoana respectivă trebuie să se intereseze și să se adreseze unui medic în care are încredere. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, foarte important, astea sunt fleacuri, până la un punct. Cazul de care v-am povestit este excepțional. Da. Se întâmplă odată la 20 de ani sau la 10 da, ani. Da, se poate întâmpla, ferească Dumnezeu. Precis. Da. Însă nu a fost mediatizat. Însă sunt cazuri în care este foarte important ca să existe o legătură puternică între medic și bolnav. Pentru că, ciudat, vedeți dumneavoastră că există, dacă există această empatie, această energie pozitivă care este transmisă și de la pacient către medic și de la medic către... Eu țin minte, mergeam la cursuri și erau studenți care erau obosiți și ăsta așa și își vedeau de treabă. Nici eu nu mă simțeam bine. În momentul când studentul era vigil, era atent, îi sclipeau ochii, așa, aveam altă energie. Vă insufla această energie. La fel și chiar am fost marcat acum vreo, mă rog, câtva timp ceva mai. Așa. O doamnă a împlinit 70 de ani. Și la împlinirea vârstei de 70 de ani, m-au căutat unde eram eu acolo și mi-au adus un buchet de flori, spunându-mi că în urmă cu 30 de ani, eu am operat-o pentru un cancer. Nu i se dădea șanse, vreo 3 luni a stat în spital, soțul a divorțat, mă rog. Și datorită empatiei care a existat, vedeți, nu m-au uitat. După 30 de ani. După 30 de ani. Da. După 30 de ani. Da. Deci de asta este foarte important și sfătuiesc tinerii medici să acorde timp de la suflet la suflet. Exact. Pentru că este foarte important. E adevărat. Sistemul medical are mari probleme acum. Și știu foarte bine ce vorbesc. Are mari probleme. Nu se poate ca tu să fii bolnav și de un de bol, așa, și să te duci la medic și să spui vima tale peste 3 luni de zile. Că nu sunt. Da, mă rog, nu mai e grav decât atât, acea rivalitate între unii medici. Sunt multe de spus, dar nu da, în fine, nu asta e subiectul emisiunii. Acum să revin un pic, domnule profesor, doctor, că am rămas cu întrebarea. În cazul în care aceste cornete sunt distruse, nu știu, se distrug singure sau pot fi distruse doar prin operație, care sunt riscurile? Ce se întâmplă cu pacientul? Pacientul, culmea, are tot aerul din lume. Are mai mult decât trebuie, poate. Însă nu poate respira. Nu are senzație de respirație. Este o senzație teribilă. Și mulți din ei se sinucid. Am auzit de aceste cazuri și la un moment dat am stat de vorbă chiar cu o persoană care, nu știu dacă e același caz, dar spunea că efectiv nu îi ajunge aerul. Deși simte că poate să respire, dar nu, da, nu e suficient și are acea senzație că... Aerul, în momentul când este prelucrat, dacă vreți, de mucoasa cornetelor, este îmbogățit cu o mulțime de particole, dacă vreți. Hai să vedem așa. Degeaba bagi aer în tine. Da. N-are senzația de... Și chirurgical
Nu se poate face nimic într-o astfel de situație? Lucrurile sunt extrem de complicate și, mă rog, se discută o serie de tehnici, dar nu intră în tema emisiunii. Da. Apropo transferuri de coastă dintr-o parte în alta, de lambouri, de... mă rog. Nu mă gândesc cum în alte specialități există acele implanturi, știți, stomatologic, oromaxofacial, adiție osoasă. Vedeți, mucoasa gastrică are un rol. Da. Mucoasa nazală are alt rol. Da. E adevărat că poți să înlocuiești esofagul, să spunem când ai un cancer de esofag, da, cu o bucată din alt segment a tubului digestiv. Da. Dar nu poți să înlocuiești nasul cu două deduri. Da. Ca să... Corect, corect. Deci am multe rețineri în astea. Tot din zona asta trebuie știut. Încercat și făcut ceva, dar rezultatele sunt proaste, operațiile sunt extrem de laborioase și... Bun. Ca să revenim puțin la această automedicație pe care o fac unii, o facem unii dintre noi, ca să mă exprim mai corect. Putem, Doamne ferește, să ajungem în astfel de situații, în contextul în care utilizăm fără măsură aceste spray-uri nazale, în cantități sau... Nu! Să ajunge la situația încât pacientul respiră cu mare dificultate, da, să merge la un cabinet particular sau la spital și acolo este rezolvat. Și rezolvarea este simplă. Bun. Este internat dimineața, seara, dacă vreți, pleacă acasă. Deviațiile de sept pot da aceste senzații de nas înfundat? Bineînțeles. Bineînțeles. Sigur că da. Și deviațiile de sept. Acum depinde de deviații. Vedeți, noastră, dacă ieșim pe stradă și consultăm 100 de oameni, 80 au deviații de sept. Dar din ăștia 80, doar să spunem, 10% au nevoie de operații. Uh-huh. Pentru că nu tot septul deviat determină și tulburări respiratorii, mai mari sau mai mici. Sigur că sunt pacienți care au o disfuncție respiratorie într-un grad mai mare sau mai mic și în funcție de sensibilitatea lui, de spaima de medic, de disponibilitatea de a merge la medic, acceptă sau nu acceptă intervenția. Și te trezești la un moment dat, și mi s-a întâmplat de multe ori, cu persoane de peste 60 de ani, pentru că la carte se spune că după 60 de ani, cum ai stat 60 de ani cu deviații de sept, nu te mai operezi. În continuare cu dânsa, nu te mai operezi. Dar am operat și la 65. Mă rog. Dar de ce nu se mai intervine chirurgical după 60 de ani? Păi, domnule, dar ai trăit 60 de ani cu ea. Am înțeles. E posibil să aduci mai multe probleme sau alte riscuri. Nu. Se operează până la urmă, mai ales acum, modern. Acum tot se rade. Am înțeles. Bun. Încă o întrebare, domnule profesor doctor. Senzația aceasta de nas înfundat, de lipsă de aer, poate fi cauzată și de o problemă articulară a mandibulei sau de anumite probleme stomatologice? Nu. Nu. Bun. Astea dau alte fenomene, mă rog, dureri în articulații, dificultăți, dar, mă rog, de amestecat. Da. Bun. Ce anume cauzează vertijul? O, Doamne! Că tot auzim vertij, nu mai avem prea mult timp că o să vină colega mea cu emisiunea. Sunt multe cauze. Sau facem o altă emisiune doar pe vertij? Ar fi bine doar pe vertij să facem, pentru că e un subiect vast. Exact. Și care, mă rog, necesită timp pentru a fi înțeles cât de cât. Exact. Da. Și să explicăm cauzele, simptomele. Un subiect la modă, să știți. Știu. Ca și acesta și mai ales că în ultimii ani tratamentul vertijului s-a dezvoltat și a căpătat noi valențe. Mm-hmm. Este un subiect interesant. Ne propunem o emisiune pe vertij, am făcut-o publică. E un subiect, da, într-adevăr, foarte multă lume se confruntă cu vertij în ultima perioadă și nu înțeleg de ce. Ce e? Cum apare? Știm că e de mai multe feluri.
Dar într-o... Cred că am avut și o conferință despre vertij și care cred că aș putea să o aduc, să o prezentăm cu poze. Cu mare drag. Chiar? Este așa, pentru că, vedeți, e preferabil ca urmăritorii, da, să vadă și imagini. Persoană care, mă rog, nu fiți modest, domn profesor, doctor, nu fiți modest. Eu vă mulțumesc din suflet pentru... Să știți că dacă ați fi avut pe scaunul ăsta pe Brad Pitt, cu tot o altă audiență ați fi avut. Să o credeți noastră, nu. Și nici nu... Dorința mea este de a mediatiza aceste informații pentru ca oamenii să fie conștienți de faptul că există și boli, există și afecțiuni, dar există și remedii și să ne dăm seama din timp, știți, de anumite probleme de sănătate, tocmai prin această prevenție. Foarte important lucrul ăsta, ca persoana să fie conștientă și să aleagă drumul potrivit la medicul potrivit. Cât mai repede! Da. Mulțumesc din tot sufletul, domn profesor doctor, pentru prezența în platoul telespectatorilor celor care au avut răbdarea să... Eu sunt convinsă că oamenii se uită cu mare interes la aceste emisiuni pentru că aflăm lucruri noi și importante pentru sănătatea noastră. Eu m-am străduit. Mulțumim! Și pentru data viitoare deja ne-am propus subiectul, da, vertijul. Vă mulțumesc, zi frumoasă în continuare, domn profesor. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi. Nu plecați de pe BZI Live de la ora 10.30, intră în direct cu dumneavoastră colega mea, Raluca Costin, de la ora 11.30, Roxana Caraiman, de la ora 13 și de la ora 15, colegul meu, Valentin Huțanu, iar de la ora 16, colega mea, Georgiana Adam. Ca de fiecare dată, eu vă doresc multă, multă sănătate, să ne revedem cu bine și mâine. Toate cele bune!